Modernizarea sistemului de gospodărie calitativă a apei din canalele navigabile prin montarea de stații automate de monitorizare a calității apei este un proiect de peste 20 de milioane de lei. Își propune să le aducă oamenilor ape mai curate prin reducerea impactului transporturilor navale asupra mediului înconjurător. La momentul 2012, Uniunea Europeană cere ca regia de apă și ceilalți jucători de apă din piața noastră locală să aibă a doua sursă de a da către populație apa. Știm că regia de apă la momentul ăsta în proporție de, cred că nu mă înșel foarte mult, dar peste 90% forează, deci scoate apa din pământ. Au și variante, trebuie să aibă și varianta de a lua apă din canalul Dunăre Marea Neagră. Compania Națională a Administrației Canalelor Navigabile se încadrează în standardele europene privind poluarea de unde și implicarea în acest proiect. Concret, vor fi instalate 12 stații automate de măsurare a poluării și va fi achiziționat un sistem de colectare a datelor înregistrate de aceste stații, urmând ca rezultatele să se stocheze în bazele de date. De asemenea, va exista și o stație mobilă de măsurare a parametrilor pentru intervenții operative în caz de poluare accidentală. Timpul de acțiune va fi înjumătățit, iar operativitatea va crește considerabil. Odată cu implementarea acestui proiect și finalizarea lui, în 12 din punctele noastre, exact ceea ce avem nevoie, vom avea în timp util absolut tot ce se întâmplă la noi în timp de 3 zile, se va întâmpla în câteva secunde, se vor face analize 24 din 24, vom ști atunci când va crește nivelul de hidrocarburi, nitrați, nitriți, azotați sau se va face o poluare, ne ajută chiar foarte mult fără a face nici angajări, ba din contră a ușura munca celor care lucrează la această chestie. Avantajele sunt multiple. Poluarea va scădea, iar populația din zonele limitrofe surselor poluante va fi protejată. Concomitent cu creșterea numărului de beneficiari de servicii de apă potabilă pentru irigații sau folosită în industrie.